Bună ziua tuturor! Sunt Dana Oancea, inițiatoare și project manager la Carta Diversității din România. Am plăcerea să comoderez această dezbatere a cartei găzduită cu generozitate de Summitul European CSR Europe, alături de colegul meu, Eugen Crai, ambasador al Cartei Diversității și specialist în legislație și politici antidiscriminare. Pentru cei mai puțin familiarizați, Carta Diversității din România a fost lansată în aprilie 2018, România devenind la acea dată a 21-a țară în Europa cu o Carta Diversității. Este o platformă de acțiune și dialog care a crescut foarte frumos în ultimii 2 ani. Avem la acest moment alături de noi 113 organizații semnatare. Acoperim cu această inițiativă circa 158.000 de angajați și, practic, toți semnatarii și-au asumat public principiile cartei pentru ca diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea să devină valori respectate și în România. Am alături de mine 6 reprezentanți ai unor organizații cu activitate notabilă în managementul diversității. Îi salut pe toți cu bucurie și le mulțumesc pentru implicare în această dezbatere. Gabriela Pacio, Diversity and Inclusion Champion la IBM România, Alina Vesca, Manager Learning and Talent la Vodafone România, Oana Savin, Diversity and Inclusion Officer la Raiffeisen Bank România, Dan Crișan, European Diversity and Inclusion Council Member la Brown & Forman România, Andrei Bădilă, Head of Transformation la Societe General European Business Services, și nu în ultimul rând, Gina Sotir, Diversity and Inclusion Lead la Accenture România. Avem la dispoziție o oră și ne-am propus să dezbatem împreună cât mai aplicat asupra unor teme de interes, credem noi, pentru toți semnatarii cartei, dar nu numai, pentru toate organizațiile care vor să valorizeze diversitatea forței de muncă. Aș ridica la fileu prima întrebare. Cum facem din diversitate și incluziune o prioritate, atât în vremuri normale, dar și mai ales în perioade dificile, cum este cea pe care o traversăm acum? Și predau ștafeta lui Eugen, co-moderatorul acestei sesiuni, urmând să se exprime fiecare pe subiect. Eugen, te rog, să avem cu toții o dezbatere frumoasă și utilă. Mulțumesc, Dana. În fine, și eu aș vrea să spun câteva cuvinte acum la început de sesiune. Și practic eu cred că avem o sarcină relativ ușoară, pentru că Carta Diversității din România, tocmai ce a derulat în această primăvară o cercetare de referință, cum îi zic eu, baseline research, privind managementul diversității și incluziunii în organizațiile din România, și acolo avem suficiente exemple de care să ne legăm, inclusiv din perspectiva beneficiilor pe care diversitatea și incluziunea le aduce într-o organizație, ce parteneri și aliați putem să avem într-o organizație pentru promovarea agendei de diversity and inclusion în organizațiile din România, dar și cum unele din organizațiile membre ale Cartei Diversității au transformat diversitatea și incluziunea într-o prioritate organizațională, inclusiv suficiente exemple de bună practică, de practici promițătoare prin care diversitatea și incluziunea trece dintr-o sferă eterică, ezoterică, cum vreți, într-o realitate practică, imediată a vieții de zi cu zi a fiecărei organizații. Ca atare, eu nu am prea multe emoții. Sunt reprezentate organizații care au deja o oarecare experiență, una mai consolidată decât alta,
privind incluziunea și promovarea și respectul față de diversitate. Ca atare, eu cred că ar trebui să lansăm cele trei teme de discuție și să vedem cum am transformat incluziunea și diversitatea într-o prioritate organizațională, ce beneficii concrete au adus această diversitate și incluziune în organizațiile fiecăruia și mai ales ce aliați putem avea. Acestea fiind cele trei mari teme de dezbatere. Eu m-aș opri aici ca fiecare din participanți să ne poată împărtăși din experiența fiecăruia într-o limită rezonabilă de timp, care e undeva la 5-6 minute pe fiecare participant. Cam atâta de la mine. Dana, să știi că nu te auzim dacă vrei să vorbești, ai spus ceva. Unmute. Da, ești pe mute, Dana. Da, cine dorește să spală de gheață? Aș putea să încep eu, dacă este ok, să răspund la prima întrebare sau la primul topic, cât de scurt se poate, ca să las și celorlalți colegi oportunitatea să cum facem din diversitate și incluziune o prioritate. Eu sincer cred că diversitatea și incluziunea nu ar trebui tratate ca o inițiativă sau o practică de recrutare al departamentului de resurse umane într-o companie. Cred că o astfel de abordare nu ar asigura viabilitatea de care avem nevoie pentru succes. Astfel, cred că diversitatea și incluziunea devin o prioritate atunci când sunt incluse în strategia de business a unei companii. Strategia de diversitate și incluziunea companiei trebuie să oglindească, din punctul meu de vedere, obiectivele de business, astfel încât tot ce facem pentru a crea o cultură organizațională inclusivă să ajută businessul să crească, să se dezvolte. Și asta am văzut și în cadrul companiei pe care o reprezint, că tocmai modul de abordare a diversității și incluziune în companie a adus succes, astfel încât transformând diversitatea sau însemnând în IBM mai mult diversitatea decât practici de angajare, drepturi și oportunități egale pentru toți angajații, însemnând mai mult decât asigurarea unui spațiu de muncă sigur pentru toți angajații, am reușit să creăm această cultură organizațională inclusivă. Diversitatea și incluziunea, din punctul meu de vedere, trebuie să devină o normă, un standard și să facă parte din ADN-ul companiei, din cultura organizațională a unei companii. Și las și pe alți colegi să comenteze mai departe, să spună opiniile, punctele de vedere. Gabi, poate aș putea să adaug și chiar sunt total aliniată și personal, dar și compania de unde vin, la valorile și la principiile pe care le-ai prezentat. Cu siguranță, pentru a reuși să facem din incluziune și diversitate, să ne asigurăm că există și este implementată, trebuie să ne asigurăm că ea vine de la nivel de leadership și există un commitment, un commitment din partea top managementului companiei să își pună pe lista de priorități această agenda a incluziunii și diversității, să ne asigurăm că oamenii pot avea un mediu unde pot prospera. În Accenture mă regăsesc foarte mult în tot ceea ce am povestit, are o istorie extensivă în proiecte și programe pe zona de inclusion and diversity, pornind chiar din 1995, ceea ce denotă faptul că s-a pus un impact foarte mare pe zona de inclusion and diversity. Aș vrea să evidențiez din punct de vedere priorități și care sunt beneficiile a avea inclusion and diversity pe aceeași linie cu talentul și cu rezultatele financiare unei companii, sunt să ne asigurăm că liderii au în mintea lor tot timpul driverii say, do, drive, să te asiguri că avem o cultură de lideri care duc agenda de inclusion and diversity mai departe.
Sunt, aș putea să continui. Sunt foarte norocos că fac parte dintr-o organizație care are o experiență bogată în diversity and inclusion. Călătoria Brown-Forman legată de diversity și inclusion a început mai bine de 20 de ani, cu foarte multe schimbări, evoluții și perspective în timp. Ce e interesant, ca să mă leg puțin de primul topic, cum facem o prioritate din D&I, observ că de fapt este o evoluție continuă. În permanență apare această prioritizare, care devine din ce în ce mai puternică, mai eficientă, mai orientată, bineînțeles ajutată foarte, foarte mult de cultura companiei. Nu cred că putem să separăm cultura companiei de aspectul de diversitate și incluziune. Sunt două elemente complet egale. Dacă ar fi din experiențe personale sau din observație, atât la nivel personal cât și la nivel de companie, există un așa numit access point, punctul de acces în diversity și inclusion. Ce înseamnă asta? Este punctul în care o companie se identifică cu o nevoie de a lucra mai mult în zona de diversity și inclusion pentru a urmări niște beneficii pe care le vom discuta puțin mai târziu. Același lucru se întâmplă și la nivel personal. Deci dacă ai o legătură directă, dacă simți empatie în acest punct, ai o șansă foarte, foarte mare să te schimbi tu ca persoană, să evoluezi și evident să aduci înapoi în comunitate, în organizație sau în nivel personal toate lucrurile benefice care vin din diversity și inclusion. Poate aș mai putea adăuga și eu câteva aspecte, pentru că și din punctul meu de vedere, programele de diversitate și incluziune, pentru că acestea să devină o prioritate la nivel de organizație, ele trebuie să fie ancorate în realitatea și strategia companiei. Nu ar trebui să fie lansate doar pentru că la nivel de piață există un astfel de trend, ci mai degrabă ca o oportunitate de a rezolva probleme reale, concrete ale companiei, de a contribui la obiective strategice și așa mai departe. În momentul în care practicile D&I sunt ancorate sau sunt integrate complet în strategie, cred că organizațiile ar trebui să facă un efort pentru a dedica, pentru a investi în astfel de lucruri, pentru a dedica bugete separate, pentru a dedica resurse umane care să ducă mai departe progresul în această direcție. Și aș mai adăuga de asemenea indicatorii de performanță, pentru că majoritatea companiilor în momentul de față măsoară cumva zona de diversitate, poate mai puțin pe cea de incluziune. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că nu sacrificăm, nu știu, echitatea sau meritocrația doar pentru a atinge obiectivele D&I, dar este necesară implementarea unui sistem de măsurare și de control. Și cumva, dacă în mod tradițional departamentele de resurse umane făceau acest lucru pentru a vedea un progres mai rapid, cred că transferul acesta ar trebui să se întâmple către business. Ei ar trebui să fie cei care măsoară, monitorizează, vin cu planuri de îmbunătățire a indicatorilor de diversitate și incluziune. Aș putea să mai adaug și eu câte ceva la ce au mai spus antevorbitorii. Practic, apropo de a face o prioritate din diversitate și incluziune, gândindu-mă că diversitatea și incluziunea sunt niște chestiuni relativ noi, mi s-a părut că foarte important este să începem să comunicăm ca un punct de pornire, să introducem acest subiect pe o agendă lunară, într-o comunicare periodică, și să începem și cu teme de educație, cu teme din capitolul mare al diversității, însă cu subiecte relevante pentru compania noastră. Am început de jumătate de an să comunicăm lunar într-o rubrică pe platforma noastră de comunicare, în care tratăm lunar trei topicuri diferite, apropo de a fi un articol sau un interviu, un punct de învățare și acțiuni specifice.
Am vorbit deja ca subiecte pe tema maternității și revenirii la birou, a colaborării între generații, a învățării continue ca modalitate de prevenire a discriminării datorate vârstei, dar și integrarea în mediul de lucru a persoanelor cu dizabilități sau provenite din medii defavorizate. Pe cât posibil, încercăm să captăm vocea organizației prin interviuri luate chiar de la colegii noștri, pentru că exemplele și poveștile lor sunt de cel mai mare impact. O altă parte importantă de susținere este trainingul și avem norocul să avem o platformă digitală cu peste 500 de cursuri, printre care există și un număr semnificativ pe parte de stereotipuri de gândire, inteligență emoțională, diversitate și inclusiune, rolul și comportamentele specifice unui mediu inclusiv. Avem deja niște cursuri obligatorii și chiar din luna asta o să lansăm și o sesiune de lucru apropo de stereotipurile și prejudecății adresate managerilor și recrutorilor. Și nu în ultimul rând, implementarea și comunicarea acțiunilor este foarte importantă și ne-am propus să nu treacă o lună fără să putem spune că am făcut ceva pe subiectul ăsta. Cam asta din partea mea. Și o să mai adaug eu o altă perspectivă și o altă viziune care este complementară și merge în linie cu toți sau cu toate părerile pe care le-am auzit până în momentul de față. În Vodafone, când vorbim despre diversitate și despre incluziune, ne uităm la acest lucru ca la o credință pe care o avem, la o atitudine pe care o demonstrăm atât către angajații noștri, dar și în exteriorul companiei. Și, într-adevăr, partea de diversitate și de incluziune reprezintă un pilon în scopul Vodafone România. Apropo de cum punem diversitatea ca parte din strategia și din focusul companiei. Pe de altă parte, dacă ne gândim concret cum valorificăm zona aceasta, putem să o facem. Sau cum facem noi abordare este în sensul de a construi o cultură în care toată lumea să fie acceptată, în care colegii să-și poată pune în valoare potențialul. Și foarte concret, apropo de cum abordăm acest aspect, de când am început acest drum, această călătorie a diversității și incluziunii ca adopție a credinței în Vodafone, ne bazăm pe patru perspective, să spunem, sau abordăm patru perspective mari. Odată ne concentrăm pe obținerea echilibrului de gen în cadrul companiei. Pe de altă parte, susținem comunitățile LGBT+ în interiorul companiei. Creăm un loc de muncă accesibil inclusiv pentru colegii care au dizabilități și susținem incluziunea multiculturală. Evident că lucrurile astea să capete o formă și să nu fie doar niște statement-uri pe care le promovăm așa în companie. Sprijinim prin niște lucruri foarte concrete toate aceste patru zone și pe de o parte ne uităm la partea aceasta de awareness, la conștientizare. Și aici avem o grămadă de inițiative, de la webinarii către angajați, fie că avem dezbateri cu partenerii externi, fie că sunt dezbateri la nivel întreg Vodafone Group, prin campanii de comunicare internă și chiar și prin evenimente virtuale, apropo de cum a schimbat pandemia zona aceasta. Nu ne-am oprit din a comunica cât de importantă este zona aceasta și avem, nu știu, săptămâna Pride, luna Black History și așa mai departe, în care avem evenimente. Pe de altă parte, în afară de conștientizare, în afară de awareness, avem programe de dezvoltare foarte bine rădăcinate așa, în cultură. Odată pentru beneficiarii programelor mai sus menționate sau arilor mai sus menționate, dar pe de altă parte și managerii sunt băgați în acești sau sunt invitați să participe în aceste programe de dezvoltare, tocmai ca să poată să susțină la rândul lor niște comportamente sau niște instrumente care să faciliteze diversitatea și incluziunea. Și de asemenea avem programe, să zicem, de a susține allyship-ul și pentru cei care vor să sprijine diferitele comunități să înțeleagă cum o pot face.
A treia, să zicem, al treilea lucru pe care îl aducem concret în susținerea culturii și în implementarea astfel, mă rog, în implementarea programelor, avem parte de proceduri și politici interne, fie pe care le revizuim anual, fie pe care le introducem specific când avem o inițiativă de genul acesta. Și aici avem câteva proceduri introduse nou în zona aceasta. Și ultima, și povesteau colegii înainte, că e important să monitorizăm indicatorii de D&I din companie. Și avem stabilit acest cadru în care monitorizăm acești indicatori, fie că vorbim de chestionare de cultură, fie că ne uităm la analize interne, apropo de cum aceste categorii definite în cadrul organizației sunt reprezentate conform, să zicem, principiilor pe care le avem. Deci cam așa cred că putem, ca să răspund întrebării, așa cred că putem să susținem cât mai mult zona aceasta de diversitate și de incluziune. Dacă tot ați amintit de monitorizarea indicatorilor de D&I, v-aș întreba cât de greu este să construiești acest business case al diversității și incluziunii în organizațiile pe care le reprezentați. Cu ce beneficii concrete asociem managementul diversității? Poate aș putea începe eu pe zona aceasta. Unul din beneficiile cheie pe care le observăm noi este posibilitatea ca fiecare angajat să se dezvolte, să-și atingă potențialul. Cred că trăim într-o lume în care tuturor ne este din ce în ce mai greu să diferențiem între viața personală și viața profesională și aducem la birou nu numai instanța de angajat, ci și pe cea de părinte, de exemplu, pe cea de persoană senioară, pe cea de persoană cu dizabilități. Și atunci trebuie cumva să adaptăm practicile noastre pentru astfel de instanțe. Spre exemplu, în cadrul Societe Generale European Business Services, noi încurajăm flexibilizarea programului de muncă în cazul părinților. Chiar și înainte de criza COVID, ofeream un program prelungit de muncă de acasă unor astfel de persoane. Pe parcursul vacanței de vară, în plină pandemie, am organizat diverse clase online pentru copiii angajaților. În cazul persoanelor senioare, oferim tuturor 5 zile suplimentare, noi le numim sick days, pe care aceștia le pot folosi pentru diverse investigații medicale. Bineînțeles, a fi tu cel adevărat la locul de muncă nu înseamnă să îi rănești pe cei din jurul tău. Comportamente precum discriminare sau bullying-uri nu sunt neapărat practici acceptate în cadrul organizației. Și de aceea noi am lansat cu ceva timp în urmă și un program denumit Fighting Against Inappropriate Behavior, doar pentru a ne asigura că toți angajații noștri acționează cu integritate, iar toate situațiile mai dificile, să le spunem, sunt investigate și soluționate. Aș mai adăuga și eu aici la partea de monitorizare a metricilor de incluziune, diversitate și egalitate. În primul rând, în organizație, în momentul în care există un target și ești măsurat împotriva lui și există un sistem de guvernanță de a te asigura că mergi în direcția dorită, îți dă siguranța că acel țel, că până la urmă noi avem un țel în a reuși să avem un mediu mai divers, mai egal, mai inclusiv, să ne asigurăm că vom ajunge la țelul nostru. În Accenture măsurăm foarte multe din foarte, foarte mulți piloni din zona incluziunii și diversității, pornind de la gender balance, să ne asigurăm că avem egalitate între
angajați. Chiar avem un target să atingem paritate de gen, desigur, fără a discrimina, cum spunea și Andrei mai devreme. De asemenea, monitorizăm zona de aliat, să ne asigurăm că avem suficient awareness în cadrul companiei pentru a reuși să includem și să nu discriminăm diversele categorii, fie că sunt persoane cu dizabilități, fie că sunt persoane care au o orientare sexuală diferită. Deci cumva să ne asigurăm că la nivel de educație înțelegem dizabilitățile respective sau diversele orientări, astfel încât să creăm mediu ca oamenii să poată prospera la birou. Acum, trecând un pic mai departe de targete, motivul pentru care targetele ajută la implementarea acestei agende de inclusion and diversity aduce ca beneficii, până la urmă, pentru companie o profitabilitate mai bună. Chiar sunt studii făcute, inclusiv de Accenture, pe zona aceasta, unde s-a observat că atunci când o organizație are un mediu inclusiv și egal, oamenii se simt mult mai confortabil și lucrează și interacționează mult mai bine împreună. Vorbind despre beneficii concrete ale managementului diversității, aș menționa două sau trei care sunt imediate și probabil că toți colegii în această sesiune ar spune probabil același lucru. În primul rând, când angajații noștri sunt liberi să fie autentici, când autenticitatea lor este apreciată și respectată, bineînțeles că ei sunt mai productivi și lucrează mai bine, mai eficient împreună cu colegilor și cu clienții, și toate acestea accelerează inovația și performanța în business. Bineînțeles că toți ne dorim ca fiecare angajat să fie autentic, să-și concentreze efortul pe creativitate, performanță la job, folosindu-și talentul, cunoștințele și caracterul unice, în loc să-și consume energia și timpul ascunzându-se după o mască, pretinzând a fi altă persoană, ferindu-se de colegi, stând izolați cu teama de a nu fi etichetați pentru că sunt diferiți. Într-o companie globală, așa cum mulți dintre noi facem parte din companii globale, cum este și IBM, lucrăm în fiecare zi cu colegi, parteneri, clienți din toată lumea. Am învățat să rezolvăm probleme, provocări împreună, îmbrățișând și apreciind diferențele în gândire, comunicare, creativitate, experiențe, și asta ne-a ajutat să ne diferențiem și să fim recunoscuți ca și o companie cu adevărat globală. Evident, un alt beneficiu imediat, companiile și instituțiile recunoscute pe piață ca fiind inclusive atrag ca un magnet cei mai buni oameni, cei mai talentați, inteligenți oameni, astfel încât companiile care excelează în diversitate și incluziune excelează și în păstrarea și atragerea talentelor. Deci dacă ar fi să sumarizez într-o singură propoziție sau trei lucruri concrete, beneficii concrete ale managementului diversității, accelerează inovația, performanța în business și reținerea și recrutarea celor mai buni oameni. Ca să răspund, Dana, la întrebare, cât de dificil este sau dacă este dificil, traseul sau călătoria în diversity și inclusion este o călătorie destul de grea. Nu se realizează ușor, nu este abordabilă de tip business, ca să zic așa, în obiective foarte clare, măsurabile, cuantificabile, cuprind foarte multe lucruri care sunt mult mai greu de măsurat și în același timp necesită mult timp. Nu este ceva ce se întâmplă foarte repede. Cu cât este organizația mai mare, cu atât este mai dificil să faci o schimbare de cultură și de trend. Iar Brown-Forman în punctul ăsta pot să spun că este o companie destul de avansată și foarte bine echilibrată cu
cu orizontul de viitor. Și aici mă refer, recent s-a terminat încheierea unei strategii pe termen lung pe 10 ani, un document strategic care arată direcția companiei strict pe diversity și inclusion. Acest document are o denumire foarte frumoasă și care cuprinde exact esența: Many Spirits, One Brown Foreman. Pe de o parte, suntem foarte diverși, foarte mulți, în multe țări, suntem diferiți ca și culturi, naționalități, tot spectrul diversității, One Brown Foreman însemnând partea de incluziune la care lucrăm cu toții. Din această linie strategică avem două obiective mari pe care le măsurăm și dorim să le atingem. Par simple, dar nu sunt. Respectiv, egalitatea de gen, femeile să fie reprezentate în nivelul de senior leaders, 40% din total, și în Statele Unite ale Americii să avem un echilibru și a de a îmbunătăți reprezentarea oamenilor de altă etnie sau altă culoare decât rasa albă, cum o denumesc. Practic, people of color se reprezintă 25% din aceleași poziții. Deci, practic, doresc și lucrez la această diversitate. Asta nu înseamnă că nu avem deja în multe puncte. Se urmărește la nivel trimestrial global, se urmăresc acești indicatori. Și există foarte, foarte multe programe în derulare care lucrează exact în direcția asta. Pentru prima oară în istoria companiei, de anul acesta, absolut toți angajații au în obiectivele anuale un obiectiv personal de D&I, de Diversity și Inclusion. Acest obiectiv personal de Diversity și Inclusion este liber ales de către fiecare și pot să fie ales în zona celor trei mari puncte la care lucrăm continuu, respectiv în zona de cunoaștere și notorietate, awareness, să înveți mai multe, să înțelegi mai multe lucruri despre D&I, în zona de educare, unde avem foarte multe materiale, paneluri de comunicare ca acestea, în care avem discuții libere, și în ultimul rând, care de fapt este cel mai important ca și nivel, zona de engagement, unde încep să ai un rol activ și o contribuție activă în organizație în ceea ce privește subiectul D&I. Foarte notabil în activitatea noastră a companiei sunt ERG-urile, care sunt Employee Resource Group sau grupuri formate de către angajați cu un anumit subiect și în care sunt angajați de a contribui activ la reorganizarea sau organizarea companiei sau de a fi aproape de către leadership team. Sunt 9 asemenea grupuri. Printre cele mai notabile le-aș enumera Pride, comunitatea de LGBT+. Avem Growing Remarkable Outstanding Women. Aici avem cel mai important punct de a promova, susține și accelera carierele femeilor în pozițiile de leadership. Și nu în ultimul rând, Young Professional, care este un grup aparte, reprezentat din categoria de vârstă până în 30 de ani și nu numai, pot să faci parte activ din aceste grupuri. Sunt self-organized, în sensul că sunt organizate de către angajați și interacționează între ele, atât între ele cât și cu echipele de conducere. Există foarte, foarte mult feedback calitativ și mult progres în zona aceasta. Dacă ajungi să activezi în cadrul unui ERG, pe lângă faptul că ai o experiență personală bogată și poți să primești foarte multe lucruri noi, îți asigură și un networking în companie foarte, foarte eficient și calitativ și, nu în ultimul rând, și o șansă foarte bună de a-ți fructifica oportunități în direcțiile viitoare pe care ți le dorești legate de carieră.
aș putea să mai adaug și eu câteva idei. De altfel s-au spus lucruri foarte valoroase și până acum. Din punctul nostru de vedere, cel mai important aspect care pregătește o organizație să devină din ce în ce mai inclusivă este crearea unui mediu de lucru colaborativ și cât mai plăcut. Iar aici putem să vorbim despre toate acțiunile implementate pentru work-life balance, pentru un echilibru cât mai bun între work, între serviciu și viață personală. Odată cu crearea acestui mediu, evident, apare satisfacția și retenția angajaților, care sunt cuantificabile în cifre. E că vorbim de employee opinion survey, de net promoter score sau de KPI specifici sau, bineînțeles, chestionare. Apare posibilitatea atragerii unor angajați valoroși odată cu creșterea reputației companiei. Și aici chiar avem de curând o recunoaștere. Raiffeisen a primit din partea Employer Brand Survey Catalyst pe 2019 locul întâi la categoriile cea mai bună ofertă de training și cea mai plăcută atmosferă de lucru. Este foarte important și cred că, da, dacă ar fi să sintetizez într-o singură linie ce înseamnă ca beneficiu major diversitatea, este foarte important ca o companie să-și poată folosi baza de talente oricând, oricum și așa cum este nevoie, adică talent agility și career mobility. Și bineînțeles că în final competitivitatea, profitabilitatea organizației sunt cele mai concrete și acestea sunt traduse tot timpul în cifre la care se uită toată lumea. Evident că a introduce diversitatea este un proces care nu se termină niciodată, pentru că nicio companie nu poate să-și permită să spună că este suficient de profitabilă, de eficientă, de competitivă sau că a redus suficient de mult costurile. Și totul se schimbă în jur și nu poți să rămâi în urmă dacă nu te adaptezi și nu te transformi permanent. Așa că o metaforă este ca dieta și exercițiile, care nu se termină niciodată dacă vrei să te menții în formă. Apropo de ce aș mai putea adăuga după toate lucrurile deja spuse, cât de greu sau de ușor este să măsori zonele astea, nu cred că este greu dacă ai ai focusul bun pe care să-l investești în programe, în politici, în proceduri care susțin zona de D&I. Ce am observat, în schimb, am derulat în ultimul an, să spunem, un program în care susținem femeile care sunt în diferite stadii ale dezvoltării profesionale, fie că discutăm despre tinere, colege care abia au intrat în companie sau colege care se află pe poziții senioare de leadership. Și aici am observat două lucruri importante, clusterizate așa în doi indicatori mari. Pe de o parte, ne-am uitat la performanță și am monitorizat performanța timp de un an de zile, sub diferite forme, înainte și după intervenții, ele sau participantele în aceste programe versus restul populației. Și pentru 80%, mai mult de 80% dintre participanți, performanțele au fost ironii de la un an la altul mult, mult mai mari. Așadar, nu e greu să te uiți apropo de performanța adusă concret în urma programelor de genul acesta. Pe de altă parte, am măsurat engagement-ul. Și ne-am uitat la diferiți indicatori de genul vechimea în companie, cât stau pe un rol, care este rata promovării, toate acestea comparativ cu alte categorii sau cu aceeași categorie de femei în cazul nostru la care ne-am uitat. Și observăm diferențe majore din perspectiva asta care definește engagementul colegilor care au intrat în astfel de programe.
Așadar, atâta timp cât știi foarte clar ce vrei să obții în urma acestor programe, ceea ce te mână în a derula inițiative, în a implementa politici și proceduri, cred că ulterior e ușor să te poți duce către măsurarea efectelor, pentru că acestea clar se văd și sunt acolo. Nu te auzim, Dan. Ok, acum? Dacă ne uităm un pic la consistența și amploarea programelor de diversity și inclusion derulate în România, constatăm foarte ușor că anumite organizații se află în avangarda acestei mișcări și altele la început de drum. Acum v-aș întreba dacă ar fi să le dăm un sfat celor care se află la început de drum în acest proces, care ar fi acest sfat? Cred că ar trebui să înceapă prin a se educa în beneficiile a unui mediu inclusiv. Există de suficiente studii pe piață pentru a te asigura că înainte de a implementa orice, ești suficient de pregătit cu un set de informații necesare pentru a putea derula programe în cadrul organizației, în cadrul organizației tale. Cred că i-ar ajuta foarte mult să vadă beneficiile care le vor aduce incluziunea și diversitatea într-o organizație, fie că vorbim de beneficii financiare, fie că vorbim de beneficii în ceea ce privește partea de resursă umană, fie că vorbim de sănătatea comunității, fiindcă până la urmă toate acțiunile pe care organizațiile din care facem parte le întreprind, la un moment dat au un impact și în comunitate și ajută societățile să evolueze. Cred că acela ar fi un punct de pornire, astfel încât să poată dezvolta un plan și să-și poată pune un cel să includă diversitatea în managementul organizației. Aș putea continua eu. Să zicem, un sfat pe care l-am primit și eu când am început sau când acum vreo 2-3 ani, când am început să ne uităm mai thorough, așa, mai în profunzimea lucrurilor. Și un sfat pe care l-am urmat și a fost unul foarte bun, și anume să conectăm toate inițiativele, politicile și procedurile pe care le avem la realitatea odată mediului de lucru în care ne aflăm și odată la realitatea societății. Și de exemplu, aici un lucru pe care l-am menționând așa cumva care e realitatea societății și cumva ce s-a întâmplat în perioada aceasta de pandemie, îmi dau seama cât de util a fost să reiterăm faptul că noi avem o politică care susține victimele abuzului și violenței domestice, de exemplu. Și cât de util a fost ca în martie, în aprilie, în mai să avem la nivelul companiei diferite intervenții, tocmai ca să putem susține posibile abuzuri în zona respectivă. Pentru că știam că lockdown-ul va veni și a venit, de fapt, cu o creștere a numărului de cazuri raportate în situația asta. Asta pe de-o parte. Deci conectat foarte mult la realitatea efectivă, nu făcut doar de dragul de a fi făcute, ci pur și simplu dictate din realitatea mediului în care mediul corporativ sau, mă rog, mediului de muncă și cel social. Și al doilea sfat, să zicem, să colaboreze foarte mult cu, sau să înceapă să colaboreze cu entități care sunt în afara companiei. Pentru că aduc o perspectivă pe care în companii s-ar putea să nu avem de cele mai multe ori. Și aici mă gândesc la fel, în zona aceasta de când am lansat această politică de sprijinirea victimelor violenței și abuzului domestic, am colaborat cu ONG-uri în direcția asta. De câte ori am vrut să susținem femeile să fie sau să abordeze un mindset antreprenorial pentru a putea crește în organizație, am colaborat cu forumuri de femei care asta fac,
sunt antreprenoare și lucrează în direcția asta. Așadar am conectat cele două lumi, lumea corporatistă, ca să spunem așa, cu lumea cu ONG-urile sau asociațiile care sunt experte și dețin expertiza în zonele respective. Și ne-a mers bine până acum. Dacă mi-e permis, aș interveni și eu două secunde, în fine, pentru că găsesc de mare inspirație, mai ales toate instrumentele de monitorizare pe care le-au dezvoltat diversi membri semnatari ai cartei. Și cred că aici ar trebui să facem probabil chiar un stocktaking, în fine, și o analiză a lor. Pentru că sunt convins că acele instrumente mai evoluate și mă gândesc la ce a menționat domnul Crișan, în fine, cu inclusiv includerea unor obiective personale pentru angajați în acest domeniu al D&I, în fine, chiar merită partajate pe larg și altor organizații, dar și pentru noi, pentru Carta Diversității, tocmai pentru a putea duce și mai departe această ștachetă a monitorizării. Trăim în acest moment în societăți în care, pe de o parte, noi mergem înainte cu diversitatea și cu incluziunea, pentru că, în primul rând, e cadrul normativ și nimeni nu vrea să încalce legea, dar în același timp, discursul public este de asemenea extrem de disonant. Pentru că, pe de o parte, noi vorbim de egalitate între femei și bărbați, în același timp, sau de egalitatea de gen, în același timp avem adepții teoriei genului în sine, care vin și au făcut și ei think tank-uri și tot felul de centre de cercetare și ei aduc cercetările lor, noi aducem cercetările noastre, în fine. Totul a început să fie un război așa de argumente, de justificări și așa mai departe. Lucrul ăsta afectează într-un fel prioritatea organizațională pentru diversitate și incluziune. A simțit vreuna din organizații vreun setback din cauza acestor discursuri publice pe care eu le-aș eticheta ca schizoide? Unii spun într-un fel, ceilalți spun exact în sens opus. Aș putea începe eu. Cred că nu ne-a impactat în mod negativ, ne-a impactat în mod pozitiv, pentru că ne trezește la realitate. David, de un lucru care Dana știe că mi este foarte aproape de suflet, și anume că toți suntem responsabili să creăm nu numai o cultură organizațională inclusivă în cadrul companiei în care lucrăm, ci să contribuim la crearea unei societăți inclusive. Și asta, acest lucru nu se poate întâmpla decât printr-un simplu lucru, și anume să colaborăm între noi, ONG-uri, întreprinderi comerciale, mediul academic, organizații guvernamentale, non-guvernamentale, tocmai pentru a sensibiliza și a promova adaptarea și implementarea politicilor de incluziune în afaceri în toată România. Eu consider că oricât de multe lucruri minunate am face în cadrul unei companii, și am auzit exemple cu multe inițiative, proiecte, programe, putem să facem aceste lucruri grozave în fiecare zi și trebuie să le facem pentru a crea această cultură inclusivă, dar sincer asta nu este suficient. Angajații noștri trebuie să fie protejați și respectați nu numai la locul de muncă, ci și în societate. Și cred că toți avem o responsabilitate enormă, unindu-ne forțele, să creăm o societate deschisă în care drepturile omului nu sunt negociabile, o societate în care toți cetățenii sunt respectați și le sunt asigurate oportunități egale pentru dezvoltare. Eugen, ai atins o coardă sensibilă, cred, și are legătură și cu întrebarea Danei, cum putem sau ce sfaturi am putea să dăm. D&I sau diversity and inclusion nu este, cum am mai spus, nu este ușor de abordat. Și dacă ești la început ca și organizație, poate pentru prima oară când dorești să faci acest lucru, cred că ai nevoie de foarte mult curaj.
Deci trebuie să pornești foarte curajos și să deschizi acest subiect prin a crea un mediu, în primul rând, sigur și transparent. Deci, în secunda în care s-a creat acest mediu, șansele de a înmulți DNA în acea organizație cresc spectaculos. Dacă acest mediu nu este sigur și transparent, fie ai un DNA abordat pur și simplu de fațadă, de a bifa niște lucruri, sau eșuezi din start. Cred că un foarte mare alt punct este acela de a fi un role model. Și aici intrăm într-o discuție foarte amplă, în sensul că, în primul rând, și aici un paradox de fapt, nu vorbim atât de mult de diversitate și de incluziune. În esență, fiecare dintre noi este o persoană unică, absolut unică și irepetabilă. Ca atare, diversitate este, ne naștem în diversitate și trăim în diversitate. Dar nu observăm aceste lucruri sau pe măsură ce evoluăm, adăugăm bagaje de tip stereotipuri, prejudecăți, lucruri conștiente sau inconștiente care ne îngreunează sau ne orbesc. Revin la prima idee de acest walk the talk. În secunda în care iei acest traseu de DNA și de fapt ca un traseu personal, că foarte, foarte multe ori am discuții sau conversații foarte, foarte bune. Nu e vorba doar de organizație, trece dincolo de organizație în momentul în care lucrezi pe DNA. Este vorba de persoana ta și ce influențezi în jurul tău. Este vorba de familia ta, este vorba de copiii tăi sau părinții tăi. Deci lucrurile se extind foarte, foarte ușor și aici revin la ideea anterioară și chiar cred că lucrurile se pot schimba în timp într-o societate mai bună, mai modernă, mai permisivă și mai inclusivă, că până la urmă cred că asta ne dorim cu toții. Ca atare să încercăm să fim cumva și persoane cât mai bune sau cel puțin ceea ce spunem și declarăm să rămânem în aceste crezuri, indiferent de adversitățile din jur. Asta cred că este de fapt cel mai dificil. Aș mai adăuga și eu câteva lucruri apropo de sfaturile pe care le-aș da cuiva la început de drum într-o organizație, mai ales că cred că de curând am fost și eu tot acolo. Cu siguranță că i-aș spune să aibă răbdare, pentru că vorbim de schimbări de mentalitate. Probabil că ar trebui să începe prin a comunica foarte mult și a face o educație pe subiectul ăsta, să se atragă liderii de partea lor, pentru că sigur că procesul ăsta este dus în organizație la nivel de management, care trebuie să aibă la dispoziție suport și instrumente, însă și acțiuni implementate concret în organizație, că sunt programe de telemanagement, actualizare de job description, recrutare diversă, orice fel de inițiative, dar să fie concrete și să fie comunicate. Și sigur că e vorba și de intuiție și de curaj în tot procesul ăsta, care nu e deloc ușor. Cred că organizațiile trebuie să învețe cum să se afle tot timpul într-un punct optim de disconfort suficient cu care să se miște împreună. Pentru că dacă e prea confortabil ceea ce comunică, înseamnă că doar articulează chestiuni deja acceptate de către marea masă. Iar dacă e prea inconfortabil, atunci va fi primit cu atât de multă rezistență încât nu se va putea implementa nimic. Așa că e vorba de multă intuiție și de un progres și de o perseverență continuă și de o mișcare continuă cu acest punct, ca să poți să nu rămâi în urmă, pentru că oricum lucrurile se întâmplă în jurul tău. Aș mai adăuga eu un sfat vis-a-vis de ce spuneai, întrebarea de la Dana și Eugen, ca un sfat pentru companiile care sunt la începutul acestei călătorii de a crea o cultură organizațională inclusivă.
să nu-și imagineze nicio secundă că sunt singuri în această călătorie și că e foarte important. Când vorbim despre diversitate și incluziune, nu este loc de ambiții nici personale, nici corporatiste, de nicio natură. Trebuie să recunoaștem fiecare dintre noi în ce stadiu al diversității și incluziunii suntem și să fim dornici să învățăm de la alții. Sunt companii cu peste 100 de ani de experiență în diversitate și incluziune, companii cu 20 de ani de experiență în diversitate și incluziune, nu trebuie să o luăm de la zero. Putem învăța atât de multe și inclusiv companiile care au 100 de ani plus experiență pot să învețe de la companiile care sunt începători în această călătorie. Cred că este cred că în acest spațiu de diversitate și incluziune trebuie să demonstrăm mai mult decât în orice altă zonă că suntem o comunitate, că suntem dornici să învățăm, că suntem dornici să împărtășim ce am învățat, suntem dornici să împărtășim provocările pe care le avem zi de zi și să fim deschiși colaborării. Cred că mai avem doar 3 minute. Așa că v-aș provoca, haideți să transmitem un gând final celor care ne-au ascultat. Cum, nu știu, diversitatea de la vorbe la fapte, un gând final pentru dezbaterea noastră, din partea tuturor. Eu aș spune să îți iei un commitment personal că vrei să schimbi măcar un lucru în ceea ce privește percepția cuiva sau în a-l duce în direcția schimbării și acceptării. O călătorie pe termen lung unde vei reuși doar abordând persoană cu persoană. Doar astfel poți schimba cultura organizațională sau poți influența societatea, comunitatea din care faci parte. Eu aș spune că să nu uităm nicio secundă, nicio zi din viața noastră că diversitatea este singurul lucru pe care de fapt îl avem în comun și că ar trebui să apreciem diversitatea și să alegem mereu incluziunea. Să fii curajos și să înveți, chiar dacă asta înseamnă să fii greu, și să dai la rândul tău mai departe această învățătură. Și mi-ar plăcea să trăiesc în România și să văd o zi în care avem și în sistemul nostru educațional o materie ca diversitate și incluziune, în care copiii vor învăța încă de la vârste foarte fragile despre ce este vorba. Așa cred că vom apeta avea chiar în viitor nesperat de bun. Eu aș zice că e vorba de foarte multă răbdare și ca să fac o paralelă, e ca atunci când ai o pasiune enormă, nu renunți niciodată la ea. Așa este și în cazul acesta, de la teorie la practică. Gândește-te că este ca o mare pasiune pe care o ai, la care nu renunți niciodată. Am și adăugat și eu speranța că nu se închide acum și dispărăm cu toții. Eu am campania mea personală, trebuie să se traducă în România și în românește cu corectitudinea politeții, pentru că nu are nicio legătură cu politica, ci pur și simplu cu cei 7 ani de acasă, și cu politeția minimală. Acum suntem în minutul 36, dar încă ne mai lasă. Mulțumesc,
Vă mulțumesc tuturor pentru contribuția voastră valoroasă și sper să avem cât mai multe ocazii în viitor să ne întâlnim și să dezbatem subiecte interesante. Vă mulțumesc!